Hei, 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 salutare dragilor, bun venit la un nou episod de Clash Royale, un episod foarte, foarte special. De asemenea, o să fac tot posibilul, nu știu dacă o să reușesc în acest episod să-mi pun un overlay aici. Dacă o să reușesc, o să vedeți, dacă nu, nu. Da, după cum vedeți, s-a terminat sezonul și am aici draftul meu de Challenger 2. Mă gândeam să deschidem draftul și apoi să facem niște meciuri, să dăm rage. Știți că e începutul sezonului, dar m-am gândit la o altă chestie. Mă scuzați încă sunt nițel destul de răcit. M-am gândit la altă chestie. Descriem draft chestul și facem ceva ce nu am mai făcut. Nu cred că a mai făcut nimeni. Știți challenge-urile acelea cu Super Magical Chest? Challenge în care deschizi un Super Magical Chest și îți faci de cu cărțile. Acelea 7 plus încă o carte. Ei bine, acest draft chest ne dă 8 cărți, din care noi alegem 4. Cu acele 8 cărți o să ne facem un deck. Da? Și cu acela vom juca la un Classic Challenge. Probabil că o să mai fac rost de 3 gemuri de la un Free Chest. De fapt, minim două pe locuri. Fiți gata? Sperăm că se înregistrează, altfel mă arunc de pe balcon. Go! Așa, îmi pare rău că nu este sunet, dar știți că se aude prea tare sunetul. Am avut legendare de 2 ori în ultimele două dăți la Draft Challenger 2, deci nu știu dacă o să am și tura asta, vom vedea. S-ar putea. Am primit rascals, o să-i aleg fiindcă am mai puțini. Cred că ne pică, o să iau Wizard-ul. Și, yes! Bun, ăștia sunt buni, că îi mai folosesc din când în când, mi se par super OP. Și mi-a plăcea logo, te rog, logo, 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 logo. Ok, eu luăm pe ăsta. Mi se pare că este mult mai bun. O să fac și o poză în caz că poate se întâmplă ceva și nu mi-a filmat programul să am o rezervă. Ia să vedem. Aici. Așa. Să am o rezervă să vă arăt. Deci am avut, stați așa, că am uitat să fiu cât de cât atent. Deci mi-am ficat aici Rascals și Săgeți. În orice caz pot să mă uit cu filmare, nu-i problemă. Rascals și Săgeți, Vrăjitorul și încă o carte pe care nu o mai țin minte, o să mă uit pe filmare. Guard și Barbarian Barrel, Electro Wizard și Lumberjack. Și avem aici o ofertă specială, nu știu ce este. Ah, ok, nu mă ajută. Wow, 100.000 pentru 50 de lei. Nu cred că se merită. A, 100.000 ca să upgradez un deck pentru noul sezon, aha. Cu acest deck cred că o să jucăm la ladder, în fine. Hai să vedem dacă facem... A, stai că Free Chest-ul nu ne dă garanta gemuri, am uitat de chestia asta. Ok, nu-i problema. Stai așa, am aici de cerut. A, încă nu s-a terminat. Stai așa, am crezut că nu mai am timp să joc. Super, că încă n-am jucat, am crezut că s-a terminat. Ok, cerem ăsta. Și haideți să jucăm, chiar dacă și a nerf, apropo de balance update, s-a făcut balance-ul. S-a făcut balance update-ul. Oh, ce lag am, ok. Așa. Da. Hai să jucăm, probabil tot cu deck-ul ăsta. Mai să pun, dar după aceea nu am destulă apărare în aer. Un deck care mie îmi place foarte mult și aș juca cu el, dar nu știu dacă este extrem de bun. Este acesta. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți de cu acesta. Este destul de ieftin. Are contra cam pentru orice, din ce am văzut eu. Adică n-am foarte mari probleme. Totuși, na, ăsta îmi place. Adică chiar mă ajută pe versus unități. Chiar e bun ăsta. Și pentru Elite Barbs, că le dă slow amândurora. Și pentru Royal GG și pentru Giant. Multe. Hai acum să ne facem meciul. Ia să vedem, avem Hog, Miner, mă gândesc acum la Win Condition, ce am putea folosi. Uite, o să-i punem pe ăștia, că văd că îi am la level 5 destul de bine. Am putea să upgradăm Hog-ul, totuși. 8.000, pentru că e destul de OP Hog-ul și poate la un moment dat o să mă hotărăsc să trec pe Hog, cu toate că îmi place mai mult Graveyard-ul, dar hai totuși să upgradăm Hog-ul la level 8. Să fie și el upgradat. Pentru că o să mai am nevoie de el la War, fiindcă de obicei este o condiție de win destul de bună pentru War. Zi-mi, te rog, ok, hai că am un tank din ăsta mic. Pentru că fără un tank din ăsta mic, mi s-a întâmplat în 2 War-uri. Nu mi-a dat nici ăsta, nici Ice Golem, nu mi-a dat un tank mic. Și dădeam de Mega Knight, nu, mi era foarte greu să-l opresc fără unul de aia. Că nu puteam să-l distrag ca lumea. Așa, hai să-l punem pe ăsta. Uite, avem Tesla, deci s-ar putea să nu avem nevoie de ăsta. Ia să vedem Wizard-ul. Baby Dragon-ul ăsta, putea să-l punem. Așa, Poison sau Flacără, uite, Flacără, Flacără nu o să o upgradez.
și un spell mix Zapu, că văd că logul nu îl avem. Ok, dar am zis că îl înlocuiesc pe ăsta, fiindcă oricum am Tesla. Așa, să mă gândesc ce mi-ar mai trebui. Deci două spell. Eventual, poate Valkyrie ca tank și așa și-o la buff. Poate o să și punem un pachet la un moment dat. Avem apărare în aer, avem doar două unități. Bine, două unități e bine. Dar mi-ar plăcea... Uite, îi punem pe ăștia. Așa, perfect. 3.3 e bine. Avem dragonul pentru splash damage pentru tank. Avem un tank de sol. Tesla pentru unitățile mari. Două swarmiuri. Ăștia pentru chip damage. Flacără pentru spell mare. Zepul ca spell mic și putem să resetăm. Deci eu zic că este binișor și jucăm cu ăsta. Stați așa. Să vedem. Mi-a zis, de fapt, stați că s-a resetat sezonul. Cât avea înainte? 4300. Hai să-l las. Mi-a zis, eu nu sunt lider. Apropo, dacă vreți un clan bun, puteți să intrați în clanul nostru. Avem 1000 de coroane și de obicei suntem în top. Bine, acum s-a și resetat. Am avut 41 și ceva de mii. În general, suntem în topul României. Hai să vă arăt exact. Cred că suntem și acum, după ce s-a resetat. Dacă vreți un clan, puteți să intrați în clanul nostru. Dacă vă trebuie 4100. Acum, na, s-a resetat, suntem pe 143. Acum s-a resetat sezonul. Și ca atare o să mai câștigăm și de 4000 dacă au fost pe la 4200-4300, dar în general doar peste 4100, adică pe la jumătatea sezonului trebuie să aveți 4100 ca să fiți acceptați. Așa, hai să dorăm un cabral, pe ăsta nu-l donez, hai să mai dorăm un cabral și încă un cabral. Toată lumea cere hog, mă gândeam așa să nu donez hog-ul, doar că sunt foarte mulți oameni care îl cer și să donez și eu totuși să fie acolo. Ok, și acum hai să dăm bătălie la or. Prima dată când dăm o bătălie la or pe video. Dacă el nu pune nimic până la... A pus ceva, ok, e bine că și l-a pus pe ăsta, putem să-i trimitem pe ăștia să dăm puțin chipping out. Fiind în silver, acum suntem în rang cu silver, turnul nostru poate avea și level 10 și într-adevăr are. Logo-ul ăla n-a fost foarte util, că tot am dat 200 de damage. Hai să consumăm niște elixir, dar să scoatem, cred că are un fel de log bait cu hog. Clasicul log bait amestecat cu hog, hai să punem raid-ul, că da, Tesla aia n-am pus-o extrem de bine. Dar hog-ul meu e mai mare decât al lui. Pentru că l-am upgradat, am băgat bănuțul, am dat bănuțul, 8000. Nu prea îmi place chestia asta cu Clan Wars. Te obligă, te face să upgradezi cărți, aiurea. A, are și el. O să fie greu. Și are și aia de level 10, deci nu pot să-i scop cu zap-ul. Că am zap doar de 10. Ok, și are și cycle mai bun. Habar am ce aș putea să-i fac astea. O să fie destul de complicat, că are cycle mai bun. Dar vedem noi ce putem să-i facem. Ok, hai cu logo. Oricum nu o să-l dea la timp, cel puțin o să dea o lovitură ăștia. Ce v-am zis? Nici măcar nu-l mai dă. Ceea ce e bine, pentru că ăștia dau ceva. Bine că și-au luat... da, mi-am uitat acum că și-au luat nerf. Dar acum dau mai mult, numai că dau mai încet. Hai să începem un push cu Baby Dragon și cu Hog. Are arcașul, trebuie să fiu pregătit cu Fireball-ul. Perfect, și o să dau, că arcașele sunt mai greu de scos. Prințesa o scoatem mai ușor. Arcașele le scot mai greu. Nu i-am prins pe ăștia. Fail. Ok, ăsta n-a fost cel mai bun play din partea mea, dar ăștia nu o să facă mari probleme. Ăsta, în schimb, o să dea vreo două. Cred că, nu știu, a dat două sau trei, nu sunt foarte sigur. O să fie destul de complicat. Da. E puțin cam nașpa că nu sunt obișnuit cu hog-ul. Bine, am mai jucat cu hog-ul, dar așa să fiu profesionist cu el, nu, fiindcă am mai jucat doar în cazuri mai speciale. La challenge-uri am mai jucat cu el. Ok, n-ai tu tanchează? Are... A, nu am prins chiar, dar măcar îi prind pe aia. Arcașa, cred că... A, ba da, am prins și arcașa, e bine. A jucat-o bine aici cu Ice Golem, n-am ce să zic. Ideea e că eu nu am avea mai Ice Golem, asta nu-mi place la clanuri, când el are o... De ce nu au toate clanurile la fel? Nu este corect. Adică el are Ice Golem, eu nu am. Și OP, adică pentru 2 face atâtea.
Ok, facem așa, o să punem Kennen-ul, ce v-am zis, și Dragonul dă pe Kennen. Tura asta îl scoatem și am scos și Spear Goblins, deci Hogo o să se ducă și o să dea cel puțin două hituri. Hai. A, dacă mă grăbeam cu Zapu, putea să dea și... Ok, pe ăștia, pe unul cel puțin mi-l prinde, dar nu o să facă nimic ca Hogo ăla. Oh, ce fac ăștia aici? Alo, 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 stop. Stop cu petrecerea. Mi-e frică să trimit, că-mi trimite și el Hogo lui. Bine, că suntem aproximativ egali. Trebuie să pregătesc Tesla, o să trimită Hogo. Poate. Ok, nu cred că l-are în cycle. Hai să trimitem așa și să pregătim pentru... Că nu mai are arcașele, te pregătim pentru Cannon. Perfect. O, Mega Value, măcar o... Na, nu am dat destul de repede. Dacă dădea Cabral o lovitură pe turn, era suficient, că făceam cycle de flăcări după. Dar cred că nu are spell mare și nu spamează cu prințesa la mijloc, ceea ce e bine, că ne-ar fi fost destul de greu. Hai să facem așa. Nu știu cum să fac cu prințesa. Hai să pun dragonul. Oh, bun, hai că s-a ridicat Tesla ca să nu dea prințesa în turn. Ah, n-apuc. Bine, cred că o să-l bat cu spelluri. Totuși, acum am prăpădit cam mult. Stai că mi-a celălalt turn. Cred că am mierdit-o. Am încurcat-o. Gata, s-a terminat. Ah, și mai avea atât de puțin. Da, a avut un cycle mai bun. El de ce are Ice Golem și eu nu-l am? Nu-i corect. Că cu ăla puteam să fac cycle mai bine decât cu Naito. Da, am pierdut. Ce să-i facem? Suntem pe locul 3, văd că. Am pierdut. El de ce are Ice Golem și eu nu am? Nu mi se pare foarte corect. Nu știu cum să vă zic. Sau mai era o chestie. Avem toate cărțile. El de ce are Goblin Gang și eu nu am? Bine, că i-am totuși pe ăștia, dar de ce el avea Ice Golem și eu nu? Adică chiar nu este corect asta. Pentru că cu ăla puteam să fac cycle mult. El făcea cycle mai bine decât mine, că el avea Ice Golem-ul. Și ați văzut ce ușor mi-a tras unitățile. Într-adevăr, el avea și Kena, nu? Eu nu l-am. Bine, poate l-aveam, dar nu l-aveam. Dar oricum l-aveam în level mic, nu puteam să-l folosesc. A jucat-o bine, recunosc. Dar totuși sunt supărat că nu am avut și eu Ice Golem-ul, ca și avut un deck mai ieftin 3.1 și puteam să fac mai ușor cycle cu el. Eventual puteam să pun ceva în loc de Baby Dragon, dar nu prea aveam ce. Da, ăsta cred că... A, aș putut să pun ăsta în loc de Baby Dragon, m-ar fi ajutat mult ăsta. Într-adevăr, m-ar fi ajutat, dar nu mai am altă bătălie. Eu n-am avut niciodată două bătălii, voi ați avut? Hai să puțin aici. Uite, ăsta a avut două. Eu n-am avut niciodată două. Și am și pierdut tura asta. La ora asta, sincer, am fost... A, de 3. De ce au zis de 5? Că aici e 3. A fost și bafat. da. Ok. Da, vreau să încerc challenge-ul acela. Hai să facem deck-ul. Nu am, din păcate, îmi lipsesc fix două gemuri. Am uitat de chestia asta. Dar o să se rezolv pentru următorul episod. Știm deja ce avem de făcut. Ne facem aici deck-ul. O să văd eu ce era cu Wizard-ul ăla. O să mă uit pe filmare. Deci aveam Rascals, parcă, drept comună. Așa, și săgeți. A, racheta era. Ok, e bine, avem spell mic și spell mare, numai că nu e chiar cel mai bun lucru să avem și rachetă și săgeți. Ok, era Wizardul și racheta, nu mai țin aminte ce era cu Wizardul, era racheta. O să fie probabil puțin scump, zic eu. Așa, Lumberjack cu Electro Wizard. Nu prea cred că o să avem condiție de win în deck-ul ăsta. Cred că o să fie un deck cam troll. Lumberjack. Acesta. Așa, noroc că am multe cărți de nivelul turnelor. Ok, Guards. I-am deja. Ei, nu, nu am. Guards și... A, Barbarian Barrel, dar pe ăla nu l-am. Nu putem să jucăm cu Barbarian Barrel, fiindcă nu l-am level. Așa, ăsta nu mă bag. O să, dacă el dă altcineva afară. Ok, trebuie să înlocuiesc Barbarian Barrel cu altceva, pentru că nu am condiție de... Mine aș putea să înlocuiesc cu butoiul. Dar nu cred că merge, că nu prea am... A, ba da, am două bait-uri pentru poison. Pentru loc, nu pentru poison. Și puteau ori să pun butoiul. E cam scump, dar oricum n-am condiție de win. Vreau să pun ceva mai ieftin, de 1 sau 2, ca să fie mai ieftin. Dar oricum nu am condiții de win în deck-ul ăsta. Ok. Hai să dăm aici un sal, așa. Bun. Clanul acesta mi se pare al lui Sorin. Bine, a fost a unui prieten de-al meu, care acum nu știu dacă mai e în clan. A lui. Dar...
Mai iese, mai intră. De tine vorbește. Momentan îl lăsăm. Dacă el dă lider afară, adică nu mă bag eu în chestii de-astea. Chiar dacă sunt co-lider, m-a făcut un prieten co-lider. Nu vreau să mă bag, să dau pe lumea afară sau așa, că nu-i treaba mea. Ok, nu prea văd altă variantă de a pune, plus că ar fi butoi, știi, 3 elixir, să fie tot butoi, dacă nu putem spune Barbarian Bearer. Adică n-aș putea să-l upgradez nici dacă aș vrea. Nu uitați de ideea să... M-a bătut acolo cu Goblin Gang-ul, aia a fost problema. N-am știut care e Goblin Gang, fiindcă nu și l-a pus. Deci, dacă știam, nu dădeam logo pe goblinii aia. Știți că acolo și-a făcut un push cu Hog și Goblin Gang și n-am mai putut să-l opresc. Da, hai să... De fapt, aș vrea cu deck-ul ăsta, aș vrea să încerc să joc. Hai să încercăm cu deck-ul ăsta. N-am cărțile foarte mari, asta e problema. Dar am putea încerca eventual să pun Knight-ul în loc de ăștia. Ce ziceți? V-am zis, vreau să-mi lăsați sfaturi. Care credeți voi cu un deck bun? Nu știu, aș pune Knight-ul, dar nu, cât pacea oricum am 2 tanci. Hai să încercăm un meci cu deck-ul ăsta. Cu acest deck. Ok, doar un level 13, nu e mare lucru. Nu este mare lucru. Ce drept am mai avut un level 13, dar aici depinde foarte mult. E mult mai ușor să bați pe cineva care are level mai mare. Uite, de exemplu, pe ăsta nu pot să-l bat cu deck-ul ăsta. Lava lui este foarte greu, pentru că n-am decât două unități care sunt de în aer și poison-ul. În rest, n-am nimica pentru aer. Este foarte greu, este ok să bați pe cineva care are level mai mare dacă ai deck contra, știi? Gen, dacă el ar fi avut, nu știu, un deck cu Hog sau ceva, care eu să am contra, ok. Dar așa, dacă el are Lava Hound, e cam greu, pentru că eu, dacă el are Lava Lune, nu prea am cu ce să-l contrez. Uite, de exemplu, muscă de level maxim. Totul de level maxim, hai să punem aici, așa. Să mai reducem din damage, așa o să-mi dea mult damage. Nu știu dacă a fost cea mai... Mamă, cât au dat aia? 800! Cum au dat aia așa mult? Aveau atins turnul și au dat 800. Păi... el are mușchi de 11 și milion de 12. Înțelegeți ideea? Ok, deci are... O să fie foarte greu pentru că are cărți mari. Și are și un deck ca lumea. Gen, eu știu de cu... Are și Mirror, de 7. Ok, deci poate să pune Lava Hound de 5. Măcar știu că nu e un deck din ăla clasic cu... Are și Sage și Flacără. Măcar știu că nu-i deck-ul ăla clasic, era un deck foarte bun cu Lava Lune pe care l-am văzut eu și pe ăla chiar nu puteam să-l bat. Poate la ăsta am o șansă, vom vedea. Totuși, măcar dacă n-ar avea cărțile așa mari, că are levelul foarte mare, măcar cărțile dacă nu erau așa mari, dar sunt mari, mult mai mari decât ale mele. Adică nu se compară. Măcar știu că are multe unități aeriene, are și Mirror, dar îl folosește tot pe unitățile aeriene. O să pot să atac cu ăștia, probabil că o să dea un niște săgeți sau ceva. Ok, putem să facem o schemă, aia o să se ducă. Am dat și eu ceva damage pe turn, dar nu prea se simte, pentru că el are level 13, în fine o să dau așa, o să pună minionii, ce v-am zis. Trebuie să-l distragem pe ăsta, dar nu mai am cu ce, o să dea cel puțin două lupte. Dacă am dat ceva damage. La pompă nu-i destul. Uite, a dat 3 lovituri, pentru că era de level maxim. Dacă era de level... Și pompa i-a dat și ea un elixir în plus, pentru că avea mai mult level decât mine. Hai să încercăm să luăm cumva balonul, că ăla e mai periculos. O, inteligent copil, inteligent copil, stop! Nu pot să-l bat, pur și simplu. Uitați-vă și voi ce mi-a făcut. Nu se poate, frate, nu se poate să joci așa ceva. Adică el mă dă pe mine cu ăsta. Ăsta chiar vi-l pun, să vedeți și voi cu cine m-a dat. Deci pe lângă faptul că are un deck care este greu de bătut, are și cărți mult mai mari și are și level 13. Adică nu știu cum să vă zic, două epice de 7 care și mirorul de 7. Nu știu cum să vă zic cât de corect este acest joc. Bun, ai level 13, dar măcar să n-ai toate cărțile maxate, că... Îți dai seama că eu n-am nicio șansă. știți ce aș... Dar nu am Rascals de nivel mare. Aș vrea să testez de cu ăla cu Tombstone, că am Tombstone-ul de level destul de mare. Aș vrea să-l testez aici. Dar nu am... apropo, nu v-am arătat, am Lightning Chest aici, pentru cine nu a observat. E picat după Gold Chest, Lightning Chest. Nu am Rascals de nivel mai mare, nu am prea am alte decuri cu cărți mari. Hai să continuăm. Acum doar am pierdut. Adică vreau să vă show.
El a ajuns în Challenger 2 doar, cu level 13 și cu cărțile astea. Ok, am înțeles. Hai să vedem mai departe. Foarte corect meciul de adineori, mi-a plăcut. V-am zis, level 13 am mai bătut, dar trebuie să am eu contra, nu să fie el contra pentru mine și să aibă și cărțile mai mari. Adică eu la Valorant este contra pentru pachetul ăsta, că nu prea am multă apărare în aer. Cred că la un moment dat o să pun totuși Electro-Wizard-ul în loc de Ice Wizard și o să mai fac eu, nu știu, am să mă gândesc. Ia uite ce profitor. Profită de faptul că mi-am pus Knight-ul. Dar mai contează că Knight-ul se întoarce. Așa cum pot să încerc să merg, nu știu dacă e o idee foarte bună, să încerc să merg cu un push aici. Parcă vă care și Royal GG. Aia ar mai lipsi. Uitați, are Liege de 12. Ceea ce înseamnă că eu nu pot, nu-i scoate asta. Dacă erau de 11, îi scotea imediat. Și ieșeam mult mai bine aici. Dar dacă jocul este pay to win... Hai să facem așa. Da, el mi-a dat mai mult damage doar cu furnalul ăla. Cu nimic altceva. Sparge-te! Normal că mai trimite încă două înainte să spargă. Ok, nu cred că era nevoie neapărat de poizonă. Nici Ice Golem nu scoate Liege. Dar măcar au intrat în poizonă. Ok, hai că nu e chiar așa rău. Ăștia îi scoate destul de ușor. Aici depinde și cât bine îi susține. Și nu i-a susținut cu nimic. Bă, suntem egale aproape, având în vedere că el are level 12. Sparge-te! De ce scoate două fix înainte să spargă? Ce trebuie să se întâmple asta? Și, deci, până acum mi-a dat damage doar cu spiritele alea. Deci nu mai pot să accept asta, serios, îi pun asta să nu mai dea. Mi-a dat numai cu aia. Numai cu aia mi-a dat damage. Hai să facem așa. Așa. Ok, punem asta. Dăm un log. N-am la turnul, dar oricum nu contează măcar am la goblini. Că ea trebuia de fapt luați. Ok, mai punem... Momentan o să lăsăm Knight-ul să se ocupe acolo, să se oprească pe ea și acum punem asta. Dăm un poison. Poisonică, dă-i! Eram sigur că pune goblini, de asta am pus poison. Hai că aparent am luat avantaj. Avem o șansă, nu este imposibil. Haide, dă-i! Bun, perfect. Avem o șansă. A resetat pe Liege, ok. Interesantă mișcare. Încă nu s-a terminat meciul, stați liniștiți. Am pierdut puțin elixir, dar s-ar putea să... Dacă dau așa... Hai! Și dăm așa că spune Liege, probabil, sau ceva. Ceva să s-apere, trebuie să spună neapărat, dacă nu... Ierip! Yes! Primul meci pe ziua de astăzi. Așa, împotriva domnului de level 12, am făcut și un play chip. Așa. Ding, ding, ding. Mai uite pe aici cu ce să mai joc, nu sunt foarte sigur. Dacă îmi fac totuși, că am văzut că multă lume face asta. Nu cred că este neapărat cea mai bună idee, dar... Să vedem ce punem în loc de asta. Că nu cred că... O să-l lăsăm. Înainte știți cum jucam eu? Așa jucam. S-ar putea să meargă mai bine înainte. Da. Momentan rămâne așa. Cred că momentan rămâne așa. Ok, am câștigat meciul de dinamă, mai jucăm unul singur. Dacă îl câștigăm, dacă nu o să mai joc eu încă 10 până câștig unul. Cu toate că v-am zis că o să pun meciul ăla cu Lava Hound-ul, adică ca să vă arăt cât de corect e meciul pe aici, matchmaking-ul.
Este cel mai corect în lume. O urăsc pe asta. Nu știu, mi se pare atât de bună versus Graveyard. Și are rază, deci de multe ori stă la pod, efectiv. Dă de la pod, nu-i interesează. Eu pun o unitate aici, ea stă la pod. Turnul de ea. Așa. Am dat un damage bunicel de început. Am văzut să ne apărăm ăsta de splash, o să profit și o să încerc să-l pun pe ăsta aici. Are ăla. Ține nervant ăla, măcar a dat o lovitură. Măcar n-are multă viață. Ce-i fain la ăștia, că pot să lovească pe Valkyrie fără ca Valkyrie să-i lovească pe ei, în caz că nu știați. Pentru că au securile alea lungi, sulițele alea lungi, și o lovesc pe Valkyrie fără ca Valkyrie să dea ei. Aici mă gândeam să dau un loc, dar hai că a fost bine. A dat la puțin damage, ne convine. Dă ceva, având în vedere că a dat 400. E ceva, având în vedere că nu mai avea foarte multă viață. Știu că nu trebuia să o las pe aia, dar am zis hai să o lăsăm. Ca să... Ideea e chiar o pune pe Valkyrie, dar măcar nu mai are mușchetara ca aia. Oprește tot. Bine, dacă nu a... Dacă turnul... Dacă Graveyard-ul nu are tank, mușchetara aia oprește toți scheleții. La fel și arcașele. Este o carte destul de bună, mă schiz. Mușchetara aia. În multe cazuri. Hai să vedem cum facem. Punem asta aici ca să distragă și Magic Archer-ul. Și cred că o să dau un poison și... A, nu mi-am dat seama că nu o să mai am elixir. Ok, hai să spunem așa. Asta e nașpa la ăla, că dă până în tur și e greu să te aperi de el. Dacă vrei, de exemplu, dacă zicem mai ai puțin pe tur și vrei să te aperi să nu-ți dea nicio lovitură, e foarte greu pentru că ăla stă de la turn. Știi? Nu e ca prințesa pe care o... pur și simplu... o fraiere și să dea unde vrei tu, pentru că ăla dă în linie. Continuăm pe aici. O să iei puțin cam greu cu ăla. Hai să vedem ce putem face. Deci, cum am zis și în episodul anterior, vă rog, vreau sugestii de decuri pentru episoade, fiindcă alte episoade nu mai am ce să fac decât cu decuri de la voi. Cu decuri diferite, așa să facem episoade. Tura asta nu mai dai nicio lovitură în turnul ăla. Îmi place prea mult Tesla, pentru că foarte multă lume folosește Hog. Și Tesla oprește Hog-ul de tot. Ok, punem Knight-ul. Și Knight-ul e foarte bun, adică oprește Knight-ul și Mega Minionul. O, dai counter multor cărți cu el. Hai să tragem așa. Probabil că o să pun iar Hog-ul. Ia, poate îl scot pe ăsta dacă îi dau logo. Nu cred, dar hai să vedem. Bun, hai că l-am scos. Mă gândeam că o să rămână în low HP. Pe el care aia nu va fi o problemă. Așa mai are puțin. Cum facem? Mi-ar plăcea să fac o șmecherie să tancheze Knight-ul, dar Inferno Tauru să dea în ăștia. Ia să vedem. Putem noi să facem ceva de genul ăsta? Și perfect! Asta vroiam. Da, am uitat să mai dau asta, chiar am concentrat. Ok, am ratat turnul, dar măcar am dat pe ăla. Knight într-adevăr tanchează. Din păcate n-am dat poison-ul pe turn, dar cred că aia o să reușească să dea suficient. Ok. E destul. Acum trebuie să fac un cycle. Pentru poison și log ar trebui să fie suficient. Ia să vedem. Nu știu sincer cât dă poison-ul, dar în caz de mai dau un log. Ar trebui să fie suficient. Oricum, dacă nu ajunge mai departe, mai dau un loc și nu este o problemă, câștigăm. Doar să nu fie el prea deștept și să mă bată aici la final. Tot, hai că l-am bătut direct. Așa. Play clădiri. Am jucat cu clădiri noi versus Cabralitos. Ia-te-l pe Cabralitos. Pleacă de aici cu Cabralitos al tău. Dacă mai joc unul, sigur nu-mi dă 33, deci nu are rost să încercăm. Mă gândeam, poate mă întorc direct în challenger-ul, dar o să mai vedem. V-am zis, nu o să, vre, de fapt nu știu dacă v-am zis, dar vă zic acum, nu o să prea mai apară seria asta, decât în evenimente speciale. De exemplu, dacă apare un challenge ceva, sau dacă vreți să facem un challenge clasic cu un deck special, o să apară un episod cu deck-ul acesta troll, este, cred că este un deck foarte aiurea. Nu știu ce chestia asta. Da, dar cam atât cu acest episod, dragilor, sper că v-a plăcut și numai bine. Pa, pa!